În 15 ani de apartenență la Uniunea Europeană, România a beneficiat de 70 de miliarde de euro, contribuind la bugetul comunitar cu 24 de miliarde de euro. București, Ilfov, Timiș, Cluj, Iași, Constanța, Tulcea și Bacău sunt județele campioane la absorbția fondurilor europene. În regiunea Sud-Buntenia, Dâmbovița este pe primul loc la atragerea de bani europeni cu 4,3 miliarde de lei. Astfel depășește județe precum Prahova, Argeș, Ialomița, Giurgiu și Telorman. În perioada 2021-2027, România are alocate 52 de miliarde prin programe operaționale, la care se adaugă 14,2 miliarde de euro fonduri nerambursabile și împrumuturi în valoare de 14,9 miliarde de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banii aceștia reprezintă o șansă unică pentru dezvoltarea comunităților locale în următorii 5 ani, cu condiția să fie folosiți eficient. Bine v-am găsit, stimați telespectatori de pe toate continentele. Suntem în direct. Începe emisiunea Investiții în România de 21 de ani în casele dumneavoastră. Invitații noștri din această seară sunt președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan. Bună seara! Bună seara și mulțumim pentru invitație! Și președintele localității Pucioasa, primarul localității Pucioasa din județul Dâmbovița, ca să zic așa la mai mare, domnul Constantin Emilian Ana. Bună seara, bine salut, ați venit la noi! Mulțumim pentru invitație, îi salutăm pe cei de acasă, de la noi din Dâmbovița, dar și pe dâmbovițenii plecați afară, pentru că știm că avem foarte mulți în diaspora. Care nu sunt puțini, am văzut asta și din promovarea pe care ați făcut-o dumneavoastră alături de noi în mediul online și cred că suntem urmăriți în această seară. Domnule președinte Corneliu Ștefan, vorbim de două exerciții financiare cu bani europeni, de județul Dâmbovița, este campion pe regiunea aceasta. Ce înseamnă județul în acest moment, dacă ar fi să-l caracterizați în câteva idei din perspectiva aceasta a banilor atrași? Cum îl găsiți? Da, în primul rând, în câteva secunde aș vrea să fac o prezentare scurtă a județului Dâmbovița, pentru că suntem un județ frumos și nu o spunem doar noi, o spun și cei care au venit în ultimul timp în județul Dâmbovița. Județul Dâmbovița, în județul Dâmbovița sunt 89 de localități, două municipii, 5 orașe și 82 de comune, municipiul reședință de județ, municipiul Târgoviște, care a fost peste 300 de ani capitala țării românești, unde au domnit 33 de voievozi. Dacă m-aș referi la ce a spus dumneavoastră mai devreme, așa este, județul Dâmbovița în ultimul timp și chiar am fost într-o competiție cu județe emblematice pentru România, cu Prahova și Argeș. Chiar am fost ca un județ sandwich între cele două județe. Suntem pe primul loc la absorbția fondurilor europene și vreau să mai adaug la ce a spus dumneavoastră. Suntem și vreau să mă refer la un studiu al Băncii Mondiale, care specialiștii Băncii Mondiale au făcut un studiu în România. Județul Dâmbovița este pe primul loc din România, nu doar din regiunea Sud-Muntenia, în plină dezvoltare și este cel mai atractiv județ pentru a dezvolta ceea ce avem noi și în Dâmbovița, dar și în România. Referitor la proiectele pe care le-am accesat în județul Dâmbovița, noi suntem în această perioadă într-o plină dezvoltare la atragerea fondurilor europene și o spun și am spus întotdeauna, fără aceste fonduri europene, cred că nici județul Dâmbovița și nici județ din România nu putea să dezvolte în această perioadă. Ne uităm către stațiunea balneoclimaterică de interes național, chiar în precizația asta, domnule primar Ana, și vă întreb, cei care n-au mai venit de mult acasă și vă urmăresc activitatea sau văd imagini din Pucioasa, ce le spuneți? Cum s-a schimbat ea cu aceste fonduri până în momentul de față? Ce va veni? Vom discuta puțin mai târziu. În 2016, când am preluat conducerea primăriei orașului Pucioasa, mi-am pus o întrebare, pe care am repetat-o peste tot. Ce aș căuta eu ca și turist în orașul Pucioasa? Și n-am putut să-mi dau un răspuns. Însă de atunci, eu și echipa mea construim un răspuns la această întrebare. Orașul Pucioasa este atestat de 200 de ani ca și stațiune balneoclimatică. Calitatea apei sulfuroase este recunoscută la nivel internațional, nu numai în România. Iar în 2029 vom serba 100 de ani de când suntem atestați ca și oraș. În 2028 se împlinesc exact atunci 200 de ani de atestare.
Noi avem un target în acești 2 ani să ne ridicăm la nivelul la care a fost cândva stațiunea Pucioasa. Și până atunci lucrăm. Astăzi noi avem 17 proiecte în implementare pe POR. Suntem pe primul loc în regiunea Sud-Muntenia și la categoria orașe nu cred că ne egalează cineva în România, din câte știu eu. Din banii de care dumneavoastră spuneați 4,5-4,3 miliarde, 250 de milioane de lei vin către Pucioasa, doar pe POR. O să vorbim și despre celelalte axe de finanțare. Dar aș vrea să le spuneți telespectatorilor ce îmbunătățiți prin acest program operațional regional. Dumneavoastră ați vorbit despre eficiență. Este un lucru care pe mine mă amuză. De ce? Noi suntem eficienți în condițiile pe care le-au dictat cei de afară. Eu am o frustrare pe care nu reușesc să o ascund, legat de faptul că nu întotdeauna programele operaționale regionale sau mai nou renumitul PNRR se pliază pe nevoile reale ale României. În sensul în care programele făcute la Bruxelles nu cred că sunt foarte bine negociate de către colegii noștri, iar în România ajung finanțări pentru niște nevoi care sunt de fapt nevoile celor de afară. Noi suntem mult în urmă și nu reușim să finanțăm prin bani europeni drumuri, de exemplu, din păcate astăzi. Nu reușim să rezolvăm multe din nevoile esențiale ale comunităților. Așa că n-am ratat nicio sursă de finanțare. Dacă am vorbit de free Wi-Fi, dacă am vorbit despre reabilitarea spitalului, dotarea ambulatoriului, dacă am vorbit despre parcuri, despre zone verzi, despre zone de agrement, școli, grădinițe, absolut tot am atacat, am depus 17 proiecte, am câștigat 17 proiecte. Suntem în implementare, merge foarte greu. Această implementare, datorită problemelor pe care toată țara le are, nu numai noi, dar ne vom strădui ca la finalul anului 2023 să fim acolo unde trebuie cu toate proiectele implementate și cu un oraș transformat. Am reținut și partea de îmbunătățit pentru cei care negociază la Bruxelles, o să insistăm pe ea pe parcursul emisiunii. Acum însă vreau să vă invit să urmăriți un reportaj realizat de colegul meu, jurnalistul Răzvan Onesa, la dumneavoastră acasă. Arhitectura dezvoltării unei regiuni este condiționată de investițiile autorităților locale în pilonii de bază: infrastructură, sănătate, educație, cultură. Respectând acest principiu economic solid, conducerea județului Dâmbovița a implementat proiecte majore de investiții, care redau acestor plaiuri forța de altă dată. Și cum fără sănătate nimic nu este durabil, spitalul județean este reconfigurat la necesitățile viitorului. Sunt 3 investiții majore, sunt concomitente, deci lucru care nu se mai întâlnește în momentul de față la niciun spital din țară. Sunt investiții care, într-adevăr, schimbă soarta județului, din punct sănătății populației. Și aici mă refer în primul la Angiograf, care este o investiție mare, de valoare 1,4 milioane euro, investiție care va contribui la salvarea multor vieți la nivelul județului nostru. Trebuie să menționez că în momentul de față, pacienții cu infarct, că lor se adresează în primul rând această investiție, după ce sunt evaluați la noi, sunt trimiși în Centrul Universitar București. Asta presupune un întreg consum de resurse umane și materiale cu deplasare ori cu elicopterul, ori cu ambulanța a pacientului respectiv într-un timp util. Că și aici vorbim dacă timpul este util, dacă pacientul ajunge destul de repede și poate fi și evaluat și un prim tratament făcut pentru stabilizare și ulterior trimis după ce avem acceptul Bucureștiului. Aducerea angiografului, care va aduce după sine și resursa umană de specialitate, și ne referim la medici, cardiologi, intervenționiști. În ultimii 2 ani ne-am concentrat foarte tare pe a angaja medici, tineri medici la Spitalul Județean, și am reușit un record de aproximativ 40 de medici în 2 ani. O a doua investiție este ambulatoriul de specialitate, care avansează foarte repede și este și de o mărime, a zice eu, impresionantă, care are 3 etaje. Este un lucru care va contribui foarte mult la creșterea calității actului medical, având în vedere că vom aloca spații ultramoderne, cu dotare ultramodernă, unor specialități. V-aș da 2 exemple. Oncologia, unde vom avea cabinete de chimioterapie, vor asigura un act medical de calitate pacienților, și, de exemplu, gastroenterologia, care va avea un modul, un compartiment de endoscopie digestivă modern. Și a treia investiție este extinderea unității de primire urgență, și noi sperăm că după terminarea acestei investiții să reușim să atragem și mai mulți specialiști în medicină de urgență. Istoria are rădăcini puternice în județul Dâmbovița, pe care autoritățile le pun în valoare prin proiecte de restaurare importante.
Curtea domnească, cu impunătorul turn al Chindiei, este locul unde timp de 300 de ani cei mai puternici domni ai țării românești au impus respect Orientului și Vestului. Este edificiul pe care măcar o dată în viață orice român trebuie să-l viziteze. Aici vizitatorul găsește și istorie, deci parte antropică, lucruri construite. Pe lângă această componentă antropică, județul Dâmbovița are și o componentă importantă naturală. Dacă este să pornim din sudul județului, de la Palatul Brâncovenesc de la Potloș, el restaurat și reintrodus în circuitul turistic, și până în nordul județului, cu siguranță 3-4 zile ți le poți petrece foarte frumos și foarte bine aici în Dâmbovița. Curtea domnească a trecut într-un proces de restaurare în ultimii 2 ani, care s-a încheiat foarte de curând, mai exact pe 4 iunie, după 2 ani de zile, Curtea domnească, Turnul Chindiei au fost redeschise publicului. 4 iunie, ziua în care județul Dâmbovița a aniversat 510 ani de atestare documentară. Cu siguranță județul este mult mai vechi, dar fiind capitala țării românești aici la Târgoviște, în mai toate documentele este pomenită Curtea domnească. Da, și orașul Târgoviște, mai puțin județul. Așadar, proiectul de restaurare a cuprins 4 monumente extrem de importante. Este vorba de Turnul Chindiei, pe care îl văd ca un simbol al nostru, al tuturor românilor. De asemenea, cele 3 biserici existente în perimetrul Curții Domnești. Este vorba de Biserica Paraclis, Biserica Mare Domnească și Biserica Sfânta Vineri. Iată încă un pas, să spunem așa, spre ceea ce înseamnă păstrarea identității noastre naționale, dacă doriți, pentru că, în opinia mea și a noastră, a celor care trudim aici la Târgoviște în muzeu, Curtea domnească, Turnul Chindiei sunt simboluri ale identității naționale. Am văzut în reportajul realizat de colegul nostru Răzvan Onesa investiția din zona medicală și mă uit către dumneavoastră, domnule președinte, și vă întreb, având în vedere că vorbim de medici, categoria profesională care a plecat foarte mult din România, reforma salarială și investițiile, iată acum a diminuat acest proces. Cum faceți să-i țineți acasă sau să-i aduceți pe cei care ne privesc în județul Dâmbovița? Da, așa cum a fost și în reportaj, prioritatea zero a mea și a echipei de la Consiliul Județean Dâmbovița pentru toți dâmbovițenii și din 2020 și a rămas și astăzi și va fi și în continuare, a fost și va fi sănătatea dâmbovițenilor. Și avem în acest moment cel mai mare plan investițional de la nivelul domeniului de sănătate din județul Dâmbovița, peste 40 de milioane de lei. Avem trei proiecte foarte importante, ambulatoriu de specialitate cu finanțare europeană prin POR și cofinanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Avem un proiect privind extinderea secției de primiri urgențe UPU Târgoviște, tot cu finanțare europeană și, în ultimul rând, extinderea secției de cardiologie de la Spitalul Județean. Și din punctul meu de vedere, ca să ajung la întrebarea dumneavoastră, cred că cea mai importantă investiție pe care am făcut-o în acești 2 ani de zile de când sunt la conducerea Consiliului Județean Dâmbovița este investiția în resursa umană. Pentru prima dată în 32 de ani de la Revoluție, la Spitalul Județean, anul trecut am adus în echipa noastră 36 de medici noi, cu 36 de colegi medici, cu media de vârstă de 37 de ani. Și în această săptămână am semnat 10 contracte de muncă pentru 10 medici noi la Spitalul Județean, media de vârstă 32 de ani. Avem medici care au venit chiar din București, Cluj, Bistrița, Ploiești, avem și familii care au venit, soție care au venit la Spitalul Județean și cred că prin acest program investițional din cadrul Spitalului Județean și prin munca pe care am făcut-o împreună cu colegii mei, cu conducerea Spitalului Județean, de a atrage fonduri și a crea condiții mai bune, în primul rând dâmbovițenilor și în ultimul rând celor care lucrează în Spitalul Județean, am și prin politica de cadre pe care am aplicat-o la nivelul Consiliului Județean, cred că a dat rezultate. Deci numai în 2 ani de zile avem 36 ani trecut și cu 10, 46 de medici care au venit în 2 ani de zile la Spitalul Județean din Târgoviște. Investițiile despre care vorbiți necesită companii care au forță de muncă sau au nevoie de forță de muncă. Știm foarte bine că aceste companii, mai ales în zona construcțiilor, nu trec printr-o perioadă chiar extraordinară, ca noi toți de altfel. Cum faceți față acestei
lipse de forță de muncă, atât dumneavoastră ca autoritate locală, cât și dumneavoastră, domnule primar. Da, pot să spun că am fost norocoși la aceste licitații. Am avut parte de constructori serioși. Sunt constructori care au venit chiar din prima zi și, de exemplu, la secția de cardiologie, chiar astăzi au început efectiv lucrările și, din punctul meu de vedere, nu am ce să le reproșez până astăzi. În al doilea rând, și noi, ca autoritate publică județeană, am fost serioși față de constructori și cu echipa de implementare pentru aceste proiecte, chiar ne-am implicat din toate punctele de vedere pentru a nu crea anumite breșe sau anumite sincope în programul de implementare pentru aceste proiecte importante pentru noi. Și până astăzi pot să vă dau un exemplu: ambulatoriu, suntem conform graficului fizic și valoric cu 4 luni în avans. Cu siguranță trebuia terminat în decembrie 2023 și astăzi vă pot spune în luna iulie, august, cel târziu 2023 vom inaugura ambulatorul de specialitate de la Târgoviște. Se vor bucura dâmbovițenii. Mă uit către dumneavoastră, domnule primar, și vă întreb cum vă descurcați cu forța de muncă, pentru că vorbim de o stațiune în care, dacă ne gândim că ospitalitatea trebuie să fie pe buzele tuturor, cum faceți în domeniul acesta, mai ales că am trecut și prin 2 ani de pandemie? Eu aș vrea, dacă îmi permiteți, să mă întorc un pic la subiectul sănătate. Am zâmbit mai devreme din două motive. Unu, nici noi, nici cei de afară nu avem voie să uităm de ce se întorc medicii în țară. Pentru că un guvern PSD și-a asumat anumite măsuri revoluționare, din punctul meu de vedere, și iată că sistemul de sănătate a luat o gură mare de oxigen. În al doilea rând, am spus că reforma salarială este unul dintre președinte și pentru domnul director de la Târgoviște, în spitalul din Pucioasa, care e al doilea din județ. Avem contracte de finanțare pentru 4 proiecte cu o valoare de peste 100 de milioane de lei. 3 pe POR, 1 pe POIN, care sunt astăzi în implementare. 100 de milioane de lei. Adică pe programul de infrastructură mare. Da, pe programul operațional de infrastructură mare avem un proiect de 43 de milioane câștigat în perioada de pandemie. Dotăm cam tot ceea ce am visat vreodată că putem avea la Spitalul Orășenesc Pucioasa. Mai avem 3 proiecte în implementare, modernizarea și reabilitarea spitalului, ambulatoriu și, de fapt, încă unul următor, ultimul venit e, de fapt, tot pe POIM, este cel pentru gaze medicale, care este ultimul semnat. Pregătim acum încă un proiect pe care îl vom depune până la sfârșitul lunii noiembrie pe nozocomiale și mai încercăm o etapă de dotări pe ambulatoriu. Deci, spitalul de la Pucioasa chiar are o șansă unică să se transforme și acolo numărul de medici s-a dublat. Deci lucrurile evoluează foarte bine în sănătate. Sunt și medici care s-au întors din străinătate? Da, bineînțeles. Nu numai la noi, peste tot sunt asemenea cazuri și sunt bineveniți, pentru că expertiza pe care au căpătat-o afară e binevenită la noi țara. Revenind la lucrări, suntem într-o situație foarte delicată și de-aia am oftat un pic la începutul emisiunii, pentru că au apărut aceste ordonanțe 47, respectiv 64, care ne ajută, care ne-au lăsat să avem o rezervă de implementare, dar niciodată nu ținem pasul cu creșterea acestor prețuri și suntem într-o situație în care mai mult facem acte adiționale la contracte decât lucrăm, ceea ce e o mare tragedie pentru noi și ne întârzie foarte mult în implementarea acestor proiecte. Cât despre forța de muncă din turism, noi am încercat acum câțiva ani de zile să facem o investiție la liceu tehnologic pentru a putea avea clase de servicii în turism. Lucrurile deja merg bine din acest punct de vedere. O să avem iarăși o sincopă de vreun an și jumătate cu acest liceu, căci am început și acolo modernizarea și mi-am tot mutat. Nu mai sunt lucrurile chiar în regulă astăzi, dar nicio schimbare nu poți face fără un mic sacrificiu. Colegul nostru a fost și la Pucioasa, așa că vrem să vedem și o parte din echipa dumneavoastră și vă invit să urmăriți reportajul pe care l-a realizat Răzvan Onesa împreună cu Iulia Nene la Pucioasa. Proverbul "omul sfințește locul" este probat în stațiunea balneoclimaterică Pucioasa, care renaște prin investiții majore. Actuala conducere administrativă demonstrează că dacă dorești, reușești și perseverezi. Proiectele în educație, infrastructură, sănătate, dezvoltarea turismului, cultură au impulsionat viața economică a orașului.
toate proiectele se referă la oameni și la dezvoltarea acestei mici comunități. Dacă vorbim de educație, putem vorbi de Colegiul Național Nicolae Titulescu, care a fost finalizat, iar copiii s-au reîntors acolo unde le este locul. Ne aflăm în Piața Centrală și ea este finalizată, numai că așteptăm să se facă și recepția de către CNI. În momentul ăla și suntem nerăbdători să o punem practic la dispoziție tot oamenilor, că practic la asta se referă, să avem un comerț civilizat. În momentul ăsta, în cam toate părțile orașului, avem șantiere în desfășurare, care ne creează și le creează un disconfort. Numai că noi am fi bucuroși ca la finalul fiecărei lucrări în parte oamenii să fie mulțumiți și să aprecieze împreună cu noi ce s-a făcut și să ne bucurăm împreună de realizări. După o viață de muncă, seniorii orașului merită un spațiu modern pentru petrecerea timpului liber. Timpul nu iartă pe nimeni și noi vom ajunge la un moment dat seniori. Pentru ei am construit un centru de zi pentru persoane vârstnice. Sunt diverse săli de lectură, de fitness, de sală informatică. Cred că o să se bucure pe deplin de ce vor găsi acolo. Avem și pentru Spitalul Orășenesc Pucioasa un proiect pe fonduri europene. El așteaptă să înceapă. Partea de documentație, într-adevăr, durează și a durat poate mai mult decât ar fi fost normal. Cât de curând vom începe și acolo efectiv lucrările. Dacă în prima fază s-a avut în vedere realizarea investițiilor în centrul orașului, acum se creează legătura cu locuitorii de la periferie, care au fost văduviți în ultimii 30 de ani de apartenența la nucleul orașului. Avem pe infrastructură mai multe proiecte. Cel mai izolat cartier de 10 de ani este cartierul Maluri. Până acolo avem câțiva, vreo 3 km de drumuri, care au tot timpul au avut dificultăți, au fost alunecări de teren, acces foarte greu în zonele ploioase, cu zăpezi, și am reușit să facem pe CNI, pe un proiect pentru situații de urgență, să modernizăm acest drum. Este o investiție de în jur de 13 milioane de lei, care constă în consolidări, facem și coloane forate, armate, ziduri de sprijin, șanțuri, gole, tot ce este necesar pentru că acești oameni să beneficieze de o legătură cu orașul. Mai avem încă un proiect foarte mare, este în plin desfășurare acum parcul din zona centrală. Se va moderniza. Vom avea rulou de gazon, fântâni cu jocuri de lumini, alei pietonale, un teren de tenis și unul de mini-fotbal, un curs artificial cu un mic lac, o grădină ornamentală. Noi am încercat să creăm niște atracții turistice, astfel încât și tinerii să aibă locuri de petrecut timpul liber, așa cum este și parcul. Mai avem și o zonă de agrement în lunga Ialomiței. Acolo avem un teren de peste 2 hectare, cu terenuri de mini-fotbal, de tenis, un teren acoperit de fotbal care se transformă în patinoar în parcursul iernii. Am revenit în studio. Să ne prezentați un pic echipa dumneavoastră, aceasta tânără. Tot ne spuneați aici, în timp ce telespectatorii noștri urmăreau reportajul, despre viceprimar, despre administratorul public și echipa pe care ați creat-o acolo la Pucioasa. A fost o surpriză și pentru mine să aud vorbind, pentru că de obicei eu sunt cel care prezintă toate aceste investiții, dar meritul lor este în egală măsură pentru ceea ce se întâmplă acolo și le-am dat posibilitatea să-și prezinte o parte din proiectele la care muncesc. Administratorul public este arhitect, are 34, merge pe 35 de ani. Viceprimarul nostru este inginer chimist, are 46 de ani. Avem o echipă tânără și cred eu că trebuie să ne gândim nu numai la ce facem acum, dar să și lăsăm pe cineva care să poate să continue. Foarte important. Absolut. Aspectul acesta. Cum va schimba fața orașului investiția? Și mă gândesc mai ales la ultima parte din reportaj. Tot ceea ce faceți în zona care era văduvită, cum a zis Răzvan, de infrastructura aceasta. Pot să spun că am avut și șansă, am avut și sprijinul Consiliului Județean, pentru că în momentul de față noi suntem beneficiarii unor
investiții masive pe CNI, drumul de maluri de 3643 de metri liniari și cu o suprafață de intervenție de aproape 18.000 de metri, se face pe un program de intervenții de primă urgență și o lucrare grandioasă, nu folosesc cuvinte mari, este excepțională. Dar în același timp, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, îl aud eu dacă nu se laudă, a lansat unicat în țară un program județean de dezvoltare locală prin care a dat posibilitatea localităților să facă aproape tot ceea ce nu se poate face prin programele europene. Sau să spunem, a, deci ați găsit până la urmă soluția la ceea ce spuneți mai devreme. Suntem parteneri în 4 proiecte și lucrăm împreună la foarte multe investiții ce nu și-au finanțare prin fondurile europene. Pentru că asta este cea mai mare durere a noastră, că nu putem să rezolvăm chiar tot ceea ce ne interesează pe noi. Înainte de a ne da detalii, domnul președinte, spuneți-ne când veți finaliza lucrarea aceasta, pentru că întotdeauna avem sentimentul când mergem într-un oraș că periferia trebuie lăsată deoparte. Din contră, periferia trebuie modernizată și trebuie adusă la realitatea anilor în care trăim. Deci când va fi finalizat acest proiect? Când se vor bucura oamenii? Pentru primăria Pucioasa, fiecare zonă este la fel de importantă și am încercat să găsim surse de finanțare pentru absolut toate zonele. Pentru zona de care vorbim, de cartierul de la Maluri, care leagă o mică comunitate de restul orașului, investiția sper să o avem gata de Paște anul viitor. Îi spun că o să fie gata mai devreme, dar la cum evoluează lucrurile și la câte acte adiționale se apară de făcut pe contractele de finanțare, pe contractele de lucrări, mă îndoiesc că ne putem ține de termenul pe care ei l-au spus, că vor termina lucrarea mult înainte de termenul din contract. Dar eu sunt mulțumit dacă de Paște vom circula pe asfalt în zona respectivă. Nu este doar zona aceasta, o zonă care a fost uitată. Sunt foarte multe zone din oraș care parcă făceau parte dintr-o altă lume, unde lucrăm și prin Anghel Salini, care iarăși pentru marea majoritate a primarilor este un lucru extraordinar, cel care ne-a salvat și ne-a dat soluții la multe din problemele pe care vi le prezentam mai devreme. În Pucioasa astăzi avem 104 străzi în reabilitare în diverse stadii, dacă punem și Anghel Salini, unde sper să scoatem la licitație cât mai repede cele două contracte de lucrări și să pornim. Este un șantier. Avem 36 de proiecte în implementare, cu programele europene, cu programele județene, programele naționale. Eu m-am resemnat. Niciodată nu se termină de lucrat, nici în Pucioasa. Așa și trebuie să se întâmple. Ideea este să existe continuitate în toate aceste proiecte și să nu uităm de ele. Vă rog, domnule președinte. Da, referitor la ce a spus domnul primar, programul județean de dezvoltare locală este unicul program la nivelul Consiliului Județean din România. L-am gândit acum 2 ani de zile împreună cu colegii mei pentru din două perspective. În primul rând, în 2020 era un gol între axele de finanțare pe programele naționale PNDL 1 și 2. Nu se mai puteau depune proiecte și primările nu mai aveau o axă de finanțare pentru proiectele de dezvoltare și pentru cele care sunt cu finanțare europeană nu erau ghidurile gata și noi nu aveam autoritățile de management autorizate. Și am gândit acest program în primul rând pentru a finanța și a ne asocia între Consiliul Județean Dâmbovița și localitățile din județul nostru. Sunt 72 de localități din cele 89 de localități din județ care au depus proiecte și au finanțare, contracte semnate prin acest program județean de dezvoltare locală. Și avem 4 axe foarte clare pentru a dezvolta comunitățile locale și pentru a reduce decalajele între mediul urban și mediul rural. Avem proiecte care, prin primul rând, pe infrastructură rutieră, în care ne-am asociat cu localitățile din județul nostru, pe infrastructură de apă și canal, avem proiecte pe care le finanțăm împreună, avem proiecte pentru spații verzi și parcuri și, în ultimul rând, un proiect la care am ținut foarte mult, așa cum am spus și cu sănătatea dâmbovițenilor, prin care avem finanțări pentru centre medicale în localitățile din județul nostru, pentru localitățile care nu au avut proiecte depuse pe alte axe, pe proiecte europene sau pe PNDL, că și PNDL-ul a fost, prin acest program național de dezvoltare locală, s-au putut depune aceste proiecte pentru centrele medicale.
Vreau să vă întreb, domnule președinte, pentru că spuneați de numărul mare de proiecte pe care primarii le fac și vreau să vă întreb cum se descurcă în toată această birocrație a fondurilor europene, a proiectelor în general, pentru că localitățile mici nu au capacitate de a face proiecte. Nu sunt chiar atât de mulți oameni școliți care să scrie proiecte în aceste zone. Nu, noi nu. Această problemă de 2 ani de zile, să știți că nu mai avem un județ pentru că a fost o muncă de echipă. Și pe mine m-a interesat foarte mult dezvoltarea județului în ansamblu și nu m-a interesat doar să mă raportez doar la proiectele Consiliului Județean Dâmbovița. Și m-au interesat toate proiectele, pentru că ce spune domnul primar la Pocioasa, să știți că se întâmplă și în celelalte localități, pentru că munca pe care o efectuăm în echipă și a avut o calitate referitor la echipă și fără să ne lăudăm, nu am împărțit județul în roșii și galben, pe noi ne-a interesat județul în ansamblu și am gândit dezvoltarea județului pentru toate localitățile. Referitor la întrebarea dumneavoastră, da, avem localități mici, poate și cu resurse foarte puține și din taxe și impozite și ne-am aplicat mai mult pentru a ajuta aceste comunități locale, aceste consilii locale pentru a accesa toate axele de finanțare și din prima zi a mandatului am spus-o și eu și toți primarii din județul Dâmbovița, vrem să atragem în Dâmbovița orice leu, orice euro, indiferent de mărimea proiectului sau a programului pe care îl avem astăzi sau în viitor. Dar dacă îmi permiteți în câteva minute și aici vreau să încep cu Pucioasa, în 2020 am gândit cele mai mari proiecte de infrastructură rutieră din județul Dâmbovița, proiecte unicat, care nu au fost gândite în istoria de 510 ani a județului Dâmbovița, centurile ocolitoare ale centrelor urbane. Noi astăzi nu avem, de exemplu, Pucioasa nu are o centură ocolitoare la standarde europene. N-are capitala o centură. Dar, uitați, noi, județul Dâmbovița, printr-o muncă de echipă, chiar ajung la echipă, am început în 2020, pentru unii, la vremea respectivă, nu erau proiecte credibile și astăzi suntem în stadiu de a termina studiul de fezabilitate pentru centura ocolitoare pentru orașele din nordul județului Pucioasa și Fieni. Deja avem protocolul semnat cu Ministerul Transportului și vor fi finanțate prin POIM, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Și această centură ocolitoare va fi în regim de 4 benzi, drum expres, care pleacă din comuna Brănești la intrare în orașul Pucioasa și va ocoli cele două orașe, Pucioasa și Fieni. Valoarea acestei centuri ocolitoare se ridică la suma de 120 de milioane de euro, pe care o vom finanța prin Consiliul Județean Dâmbovița și, bineînțeles, cu cofinanțare din partea Consiliului Județean. Domnule președinte, domnule primar, știu că investiția în infrastructură aduce firme, aduce investiții la rândul, locuri de muncă, firme, la rândul taxe, ei. Ați simțit interes din partea investitorilor de a veni către Dâmbovița de când sunteți pe această funcție? Cu mai siguranță. Mult decât înainte? De un an de zile. Dar sunt și foarte... nu doar, iertați-mă că vă întreb, nu doar de a veni cu investiții, eu știu, producție în lon sau alte genuri de investiții, nu, de genul ăsta, ci investiții un pic mai, cu valoare adăugată mai mare, de cercetare, în investiții inteligente. Ca să creeze și locuri de muncă mai bine plătite pentru oameni. Ținând cont de aceste investiții și de ceea ce facem în fiecare zi județul Dâmbovița, în ultimul timp și în ultimul an, să știți că județul Dâmbovița a început să fie atractiv pentru mari investitori. Și chiar în această perioadă suntem în negocieri pentru a aduce un mare investitor în județul nostru, care vrea să investească pe o suprafață din sudul județului de 100 de hectare cu investiții de totalitate privată, de aproape 1 miliard de euro. Din ce domeniu? Din domeniul auto. Aproape de autostradă și chiar suntem în fază finală de a atrage acest investitor în județul nostru. Și în ultimul rând avem foarte mulți investitori care vor să vină pentru că aceste investiții pe care noi și Consiliul Județean Dâmbovița și toate primăriile le realizăm în județul nostru, automat atrag după sine atrag și alte investiții. Centurile ocolitoare, că am vorbit de Pucioasa Fieni, avem și în el doi centuri al municipiului Târgoviște, încă 120 de milioane de euro, bani pe care avem parteneriat cu Ministerul Transportului. Aici se va dezvolta o zonă pentru a atrage investitori în raza municipiului reședință de județ. Și în ultimul rând, centura ocolitoare a orașului Găiești, unde
avem o firmă renumită, nu vreau să dau numele astăzi, și bineînțeles aduce, după sine aduce iar dezvoltare. Și tot legat de infrastructură, ca să trec de la infrastructura rutieră la infrastructura de apă și canal, în Dâmbovița avem cel mai mare proiect din România, de 450 de milioane de euro, în care sunt incluse 52 de localități, prin care vom reabilita în aceste localități rețele de apă, canal și, în ultimul rând, vom avea conducte noi de rețele de apă și canal în județul nostru. Deci, cel mai mare proiect din România. Am sentimentul că nu o să mai recunoaștem județul peste câțiva ani de zile. Și ca să închei subiectul, ca să închei subiectul, în 2 ani de zile, în afară de ce au semnat la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale, avem proiecte mari și acestea care v-am spus, în 2 ani de zile de peste 1 miliard de euro. Ca să închidem subiectul investițiilor. Vă rog, domnule primar. Locuri de muncă mai bune pentru oamenii din Pucioasa. În 6 ani de zile, în Pucioasa au apărut în mediul privat peste 650 de locuri de muncă noi. Ceea ce la o comunitate de 15.000 de locuri, de locuitori, nu e puțin lucru. Mai mult de atâta, pentru că multă vreme a fost un subiect tabu și eu acum îl dezvolt de fiecare dată de câte ori am ocazia, legat de asistație socială. Am preluat în 2016 aproape 270 de persoane asistate social. Astăzi nu mai avem 30. Mare pentru loc. Că rigoarea a fost alta și pentru că au fost oportunități. Ah, sigur, mai țipă câte unul că vrea un loc de muncă, dar nu știe să facă nimic. Se întâmplă și lucrurile astea. Astăzi lucrăm foarte serios să relansăm un program pe care noi l-am avut, dar n-am avut foarte mare succes cu el. Deci am fost singura primărie din Dâmbovița pentru acordarea unui ajutor de minimis pentru toți cei care fac investiții în oraș. O să depunem documentele din nou la Consiliul Concurenței și o să ajungem la investiții care generează mai mult de 50 sau 100 de locuri de muncă, să aibă impozitul zero pentru teren și clădiri pentru o perioadă de 3 sau 5 ani de zile, depinde când ne va permite Consiliul Concurenței. Pentru că noi suntem conștienți de faptul că toate investițiile noastre ne fac mai atractiv din multe puncte de vedere. Mai mult ca orice această centură de care vorbea domnul președinte. Dar nu e suficient. Trebuie să fim cu ceva mai bun decât ceilalți. Și încercăm permanent să facem asta. În plus, avem o discuție începută în pandemie, sper să o reluăm acum, cu rectorul Universității Politehnice București pentru crearea unui proiect pilot, a unei școli de meserii pentru specializările pe care ei le au în Politehnică. Am realizat și eu ca inginer auto că nu găsești mecanici, că nu găsești tot ceea ce ai nevoie ca și personal cu care să lucrezi într-o societate. Și atunci acest proiect va avea unul dintre primele puncte la Pucioasa. Liceul tehnologic, în care eu cred, este unul dintre subiectele pentru care eu o să mă bat și o să încerc să conving oamenii să vină într-un liceu care le va da copiilor o șansă de a intra mai repede în câmpul de muncă. Degeaba aducem copiii la facultăți, degeaba producem diplome și apoi ajungem cu ele să vindem în supermarketuri. Mulțumesc, trebuie să ne schimbăm puțin mentalitatea. Domnule primar, vă permit. Câteva secunde, foarte important, mai ales să se uită dâmbovițenii noștri din diaspora și eu întotdeauna am spus să-i aștept acasă pentru că Dâmbovița se schimbă. Legat de locurile de muncă, pe raza județului Dâmbovița avem Universitatea Valahia din Târgoviște, este cea mai tânără universitate de stat din România, înființată în 1990, are 30 de ani anul acesta și din punctul nostru de vedere chiar avem și un parteneriat bine pus la punct între administrația județeană și Universitatea Valahia din Târgoviște pentru a crea specialiști și a avea forță de muncă calificată. Și nu în ultimul rând să ne raportăm la ceea ce cere piața astăzi. Că noi avem și industria auto în Dâmbovița, despre avem și industria siderurgică mai nou. Educație ați vorbit, domnule președinte. Eu vreau să vorbesc despre cultură în următoarele minute. Sunteți plin de cultură. Pentru că investiția în cultură nu este deloc ieftină, nu este pe termen scurt, dar lipsa ei este catastrofală pe termen lung. Colegul meu, Răzvan Onesa, a obținut o declarație în exclusivitate. Vă invit să urmăriți, apoi stăm de vorbă. Și alte ori
A fost o onoare să mă întorc acasă, pentru că mi-a fost dor de foșnitul de pădure, de un izvor, de gust, de mure. Mi-a fost dor de acei colindători care îmi vesteau ajunul de cu zori. Vreau să vă spun că sunt onorat că sunt aici și ajut la dezvoltarea culturii dâmbovițene. Am o echipă extraordinară, niște colegi minunați. În primul rând vreau să felicit pe președintele Consiliului Județean, care mă ajută foarte mult, domnul Corneliu Ștefan, și pe primarul Târgoviștei, domnul Cristian Stan, și colegii mei din aparatul administrativ. O fac cu plăcere și parcă eram dator să aduc priceperea mea în cultură față de mentorii mei, de maestrii mei, de profesorii mei, de consătenii mei, de dâmbovițenii mei, de unde am plecat și m-am întors aici după ceva ani petrecuți în țară și în străinătate. Vreau să vă spun că port povara unor festivaluri cu renume, niște branduri ale culturii dâmbovițene, ca să vă spunem că suntem în țara romanței, anul acesta 55-a ediție. Suntem în țara unde s-a născut, în țara cu ghilimele de rigoare, în locul unde s-a născut pictorul, marele pictor Nicolae Grigorescu, unde frații făcărești între asta nouă moștenire, limba și poezia și literatura inegalabilă și suntem datori mai departe. Festivalul Ion Dolănescu, Festivalul Rodica Bujor, Ileana Sărăroiu, festivalul. Deci ne mândrim cu aceste branduri și ajut și face plăcere să fiu de folos județului Dâmbovița și de ce nu până la urmă țării mele. N-am părăsit-o niciodată pentru că am fost legat de aceste meleaguri hărăzite de Dumnezeu, meleagurile Dâmbovița. Mai stai, mai stai, mai stai și cântă-mi așa. Tenorul Florin Georgescu, un om care a cântat pe prestigioase scene ale lumii, se întoarce la Pietroșița și este în prezent directorul Centrului Cultural Județean de Cultură. Cum ați făcut să-l aduceți acasă pe Florin Georgescu? Exact cum a spus maestru mai devreme, în primul rând prin relația de prietenie pe care o avem și este o onoare pentru noi și pentru toți dâmbovițenii și pentru România. Știți că Florin Georgescu este un nume respectat în toată lumea și în America. Și când i-am propus să vină în echipa mea de la Consiliul Județean în 2020, chiar nu a ezitat. Și a spus da din prima, pentru că vreau să vin acasă, vreau să promovez județul Dâmbovița, vreau să promovez cultura și în ultimul rând vreau să vin în această echipă pentru că aici este casa mea. Singurul tenor pentru care s-au spart geamurile operei române din București, astfel încât admiratorii să le vadă. Vreau să insistăm pe zona aceasta de investiții în istorie, în cultură, să vorbim puțin despre Podlogi, despre Târgoviște. Vă rog, domnule președinte. Și aici, dacă ne referim la subiectul emisiunii legat de fonduri europene, acum, anul acesta, mai exact pe 4 iunie, am inaugurat Curtea Domnească, reabilitarea Curții Domnești, implicit Turnul Chindiei, unicat în lume, nu doar în Dâmbovița sau în România, printr-un program european, cu finanțare europeană, prin program operațional regional și cu cofinanțare din partea Consiliului Județean, cu o valoare de 22 de milioane de lei. Și nu este pentru noi, este de-a dreptul senzațional ce se întâmplă în ultimul timp, pentru că avem foarte mulți turiști, ce drept am și promovat în ultimul timp Curtea Domnească. Sunt sloganul Iubim Dâmbovița, Iubim da? Dâmbovița este sloganul nostru, sloganul pe care l-am lansat acum 2 ani de zile și se uita și aici, și aici în România, la TVR, dar și pentru cei care se uită dâmbovițenii și în diaspora, să știți că mesajele sunt foarte bune din partea dâmbovițenilor. Legat de proiecte europene, avem Palatul de la Potlogi, finanțat tot prin programul operațional regional, este tot în subordinea complexului muzeal Curtea Domnească, complexul muzeal al nostru din subordinea Consiliului Județean Dâmbovița și în ultimul rând tot legat și de cultură, dar și de turism. Avem și peștera Ialomiței din stațiunea turistică de interes național Padina Peștera, refăcută, da? Refăcută tot printr-un program
cu finanțare europeană prin Programul Operațional Regional. Și care în urma refacerii a crescut, da, și a devenit, dacă nu mă înșel, unul dintre cele mai vizitate obiective din județ. Și în această perioadă, cred că în luna noiembrie, maxim 30 de zile, voi finaliza proiectul tehnic pentru proiectul tehnic al școlii de cavalerie din municipiul Târgoviște, tot din subordinea complexului muzeal, în locul unde a fost împușcat Ceaușescu. Și vom finanța tot prin fonduri europene. Anul viitor, cu siguranță, vom lucra la acest muzeu foarte important pentru ceea ce înseamnă România. Mă uit către dumneavoastră și aș vrea să le spuneți și telespectatorilor câte ceva despre apele din Pucioasa și despre investiția în zona aceasta balneară. Dacă s-au mai schimbat condițiile de cazare, serviciile, n-a mai fost de foarte mult timp la Pucioasa, așa că vă las pe dumneavoastră. Calitățile apei sunt indiscutabile și le știu toți cei care au apelat la tratamente de la Pucioasa. Însă ceea ce nu am reușit noi până acum a fost să ținem pasul cu stațiunile mari. Pentru că primăria nu a fost până acum interesată de acest subiect. Noi lucrăm intens în sensul în care prima etapă a acestei dezvoltări a început în anul 2017 prin includerea masterplanului de turism al României la două proiecte din lista de 120 aprobate pentru orașul Pucioasa. La unul am renunțat eu pentru că știam că îi voi găsi finanțare pe POR sau pe fondul de mediu și este deja pregătit să înceapă. Și am rămas cu un singur proiect pentru a maximiza șansele. Este vorba de o nouă bază de tratament pe dealul Moțăianca, exact unde se află și sursa de surf. Este o investiție de vreo 110 milioane de lei. Este o bază ultramodernă, cum nu sunt foarte multe în țară. Am astăzi niște blocaje pe la Ministerul Turismului pe care sper să le depășesc cu ajutorul colegilor mei, a domnului președinte, al parlamentarilor, pentru că se încăpățânează câte unii și alții să citească legea altfel decât o citesc eu. O să o scol la capăt. Sper pe calea amiabilă. Nu vreau să ajungem în instanță, dar le transmit pe calea asta că sunt foarte hotărât să merg până la capăt. Mai mult de atât, tot ceea ce înseamnă turismul de sănătate, la momentul de față, este tradițional adresat persoanelor vârstnice. Eu, datorită faptului că suntem poziționați într-un romb, Brașov, Pitești, București, Ploiești, tind să cred că vom reuși într-un fel sau altul, prin toate investițiile pe care noi le facem, să ne adresăm și celor care practică turismul de weekend. Este nevoie de investiții mari, mai ales pentru zona aceasta de tineret și de spa. Dați-ne voie să ne lăudăm și noi, domnule președinte, domnule primar, aș vrea să urmărim împreună reportajul și revenim în studio. Camera de Comerț și Industrie a municipiului București a premiat recent excelența la cea de-a 29-a ediție a topului firmelor din București. La gala de înmânare a premiilor au participat, alături de manageri ai companiilor din capitală, reprezentanți ai administrației centrale și locale, organizațiilor neguvernamentale, ai camerelor de comerț și organizațiilor patronale, precum și cei ai mass media. A fost o creștere a cifrei de afaceri pentru București undeva la 15%, ca și cifra de afaceri pentru firmele pe care noi le premiem, 7200 de firme din București. O creștere de asemenea de 31% a profitului comparativ cu anul trecut. Înseamnă o apreciere, o dovadă de apreciere a consecvenței cu care am promovat inițiativa românească în domeniul IT. A consecvenței cu care am promovat calitatea și ideea că și noi putem face lucruri la fel de bune sau chiar mai bune pe alocuri decât oricare altă companie internațională de IT&C. Având o vechime de 32 de ani, acest trofeu recompensează această perioadă lungă și nu numai pe mine, ci tot colectivul care de atâția ani de zile ajută foarte multă lume să călătorească, să participe la misiuni economice, târguri internaționale și alte activități de turism, de business. Este o onoare să fim aici și este o onoare pentru mine să primesc acest trofeu pentru colegii mei.
și este o tradiție pentru noi să fim aici și să primim acest trofeu. Este o firmă de project și cost management. Oferim servicii de consultanță în domeniul construcțiilor. Reprezintă rodul muncii noastre, muncă de calitate, dedicației noastre, dedicația colegilor noștri. Performanțele firmelor premiate sunt meritorii, mai ales că au fost răsplătite rezultatele obținute în 2021, un an marcat de criză sanitară și economică. Pentru multe dintre companii, perioada ce va urma anunță noi și noi provocări. Sunt sigur că antreprenorii știu ce au de făcut, nu trebuie să le dăm noi sfaturi, pentru că întotdeauna sunt pregătiți. Inclusiv pentru momente dificile, antreprenorii buni merg mai departe. Cred că ceea ce nu te omoară, te întărește. Așa că suntem mai puternici. Noi ne-am dorit o strategie. Să se vadă că până la urmă lumea înțelege că indiferent de naționalitatea producătorului, dacă el produce în România, aduce valoare în România. Și valoare cât mai multă trebuie să rămână la noi, în România. Atunci, ușor, ușor, ne va fi tuturor mai bine. Criza a fost simțită sau resimțită, dacă vreți să spunem așa, aproape 2 ani și ceva, dar noi am reușit să ne repliem mai mult intern, dar și internațional. Dar cel mai greu a fost că nu s-au organizat evenimente, nu s-au organizat economic multe târguri internaționale la care noi participam, la care mergeam și organizam pavilioane naționale. Acest lucru a fost substituit cu partea de ajutor, să spunem, de la stat, cu tichetele de vacanță și încurajarea turismului intern, care a fost foarte importantă pentru că am reușit să ne menținem în picioare fără oamenii în șomaj, fără a fi sincope deosebite. Mesajul este clar, investiți în România, are potențial maxim, este loc de dezvoltare și este loc de prosperitate pentru toată lumea. Aveți încredere în firmele românești și investiți în ele. Difuzată pe TVR Internațional, emisiunea Investiții în România, ce susține businessul românesc în lumea întreagă de peste 2 decenii, un program conceput de reputatul realizator Sorin Burtea, a primit trofeul special. Un mesaj pentru TVR Internațional, pentru românii din diaspora, dar și pentru noi, pentru Investiții în România, pentru că și noi am luat trofeul în această seară. Pentru dumneavoastră, ca participanți la acest foarte, foarte important segment al comunicării, este extrem de important că promovați turismul ca și industria, ca și cercetarea, ca și comerțul, alături de noi fiind tot timpul televiziunea. Mulțumim Camera de Comerț și Industrie București pentru premiu. Suntem încântați, mai ales că au fost foarte, foarte puține premii pentru presă în condițiile în care sunt o grămadă de emisiuni și canale de televiziune. Și aș vrea să le mulțumesc tuturor colegilor care se simt parte din acest proiect de 21 de ani investiți în România. Finalul, domnilor, va aparține, nu înainte de a vă întreba de îmbunătățirile foarte scurt pe care le-ați dori în acest PNRR când se va putea. E târziu să mai vorbim de îmbunătățiri în PNRR. Din păcate, cred că e târziu să mai vorbim și despre îmbunătățiri în POR, căci astăzi am aflat că PORul a fost aprobat pentru ADR-ul Sud-Muntenia la Bruxelles. Sper să fie un pic mai bun decât variantele pe care noi le văzusem. Avem o colaborare extraordinară, noi toți din Dâmbovița, cu ADR-ul Sud-Muntenia, dar din păcate nu prea ține de noi atunci când stabilim axe de finanțare. La fel și la ghiduri sunt probleme. Toți cei de acasă trebuie să știe că pentru noi, primarii, fiecare proiect european câștigat e o bătălie. Și dacă într-o țară europeană mă provocasem singur să spun civilizată, dar mă opresc. Dacă într-o țară europeană durează o investiție 2 ani, poate, la noi durează 6-7 ani. Pentru că numai analiza dosarului de finanțare, apoi licitația și pregătirea proiectului pot lua 3 ani. Am înțeles și vă propun să ne mai auzim în emisiune, pentru că domnul ministru Marcel Boloș va fi aici în studioul TVR Internațional, cred că în 2 săptămâni. O să intru în direct, vă rog, mai avem foarte puține secunde. Da, în primul rând vreau să vă felicit încă o dată pentru această emisiune. Investim în România, noi vorbim că investim în Dâmbovița și
chiar așteptăm toți dâmbovițenii acasă, pentru că investim în tot ceea ce înseamnă schimbarea județului Dâmbovița. Investim în educație, investim în infrastructură, investim în tineri, investim în mediul de afaceri, pentru că avem un parteneriat foarte bine pus la punct cu Camera de Comerț și noi la nivelul județului Dâmbovița și, în ultimul rând, investim în viitorul județului Dâmbovița. Mulțumim frumos, au fost în studioul TVR Internațional președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, și primarul din Pucioasa, domnul inginer Constantin Emilian Ana. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă mulțumim și dumneavoastră. Uitați-vă către România, pentru că este o oportunitate următoarea perioadă și pentru investiții și pentru a reveni acasă. Vă spun ca de obicei, ne revedem săptămâna viitoare, împreună construim pentru generațiile următoare.